Salut! Bună! Bună! Astăzi îi fac stăbânca mea un tort de Maria. Super! Ce vreau să fac beatul și mama o să facă restul de tort. Perfect! Ce ne trebuie? 9 ouă de agăinușe sunt de-a tataie de acasă. Super! Nu sunt cupate din ea, sunt aluse la țară. Nu am eu agăinușe. 5 singuri de ulei. Da. Rămâne cu meu agăinușe. Un praf de copt, o vanilie, puțin sare, 30 grame făină, 300 de grame de făină și 80, 280 grame de făină. De zahăr. De zahăr. Ce facem prima dată? Am primit praful și cum arată. Da. Lasă-mă că am eu un fel care răsturnă. Răsturnăm toate ouăle odată și peste ele ce o să pui? Toate odată. Ce pui peste ele? Nu pun zahăr, le amestec puțin pe ele. Le amestești cu o puțină sare. Restoarea sarea. Super. Bun. Mixerul. Puțin. Cât le mixezi? Până când și-o vreau. Își dublează volumul. Și acum o să facem până își vor dubla volumul. Acum punem 5 linguri de ulei. 5 linguri de ulei. Super. Unde pun bă? Mai mixez un pic. Mai mixez și eu un pic. Okay. Am terminat cu mixerul. Ce pregătești acum la făină? Și asta? Și aia o pui și pe ea imediat. Ce faci acum? Amestec praful de copt cu făina. Bine. Deci amestecăm praful de copt cu făina. Pui praful de copt în făina. Pui praful de copt în făina. Și amesteci puțin cu lingura și apoi? Gata, am amestecat. Perfect. Apoi pui aici făina. Punem pe rând ușor făina. Trei linguri. Apoi tu o să mestești cu spatula și te mai ajut eu să-ți spun. Ok. Încorporăm făina. Ușor. Ia, ține bine. Să se ducă nouă. Să nu sunt ca nouă. Super. Și ce, la ce trebuie să avem grijă? La aer din albușuri. La aer din albușuri, corect. Să vin ca bun. Da? Ca să rămână blatul. Nu mai pune. Pufos! Cu ce este tava? Puțin mai tare. Scoți cu făină. Tapetată cu ulei și cu făină și dedesubt are hârtie de copt. O să sun eu? Să fim, verifică că n-a mai rămas făină. Ce? O văd, mă văd. Super. Și acum răsturnăm. Da. Perfect! Oh, ce frumos a ieșit. Ia! Așa e la bucătărie. Așa e la bucătărie? Hai, răsturnă cu tot. Super. Trebuie să le mai spui cât merge la cuptor. 180 de grade, 40 de minute. Sau 45. Revenim cu rezultatul. Să vedem, batem un pic. Și așa arată. Așa arată. La cuptor. E bine crescut, arată foarte bine și mama mea o să facă un tort cu acest blat, că durează mult, însiopează de face crema asta. Dar uitați cum a crescut. Plăia de vanilie. Super! Pa, pa! Poftă bună!